Echipa de volei feminin Penicilina Iași s-a impus categoric pe teren propriu, scor 3-0 în fața formației SCM Universitatea Craiova. Într-o partidă ce a contat pentru etapa 8-a a diviziei A1, ieșencele și-au adjudecat primul set la 18, pe al doilea la 21, iar în ultimul s-au impus la 16. După acest succes, trupa lui Dan Gavril a acumulat 11 puncte și a rămas pe locul 6 al clasamentului. În runda următoare, gruparea moldavă se va deplasa la Târgu Mureș pentru duelul cu CSU Medicina.